Din 2015 am o școală de fotbal, am dezvoltat, am două terenuri, am peste 300 de copii în momentul de față. 300 de copii? Da. Deci dacă reușim să promovăm acolo, o să ajungi mare fotbalist, pentru că e mult mai ușor la Liga 1 decât la Liga 2. Am fost golgheterul Stelei, am dat 18 goluri în toate competițiile, am jucat în Champions League, am fost selectat la un trial al echipei naționale. Că nu mai avem șansa, măcar spune-ne cum a fost pentru tine experiența asta. A fost în depresie vreo 8 ani de zile. De atunci până mi-am făcut clubul de fotbal, eu n-am mai... Atât de lungă. Dacă aș da timpul înapoi, un singur lucru aș face. Să lucrez cu un psiholog. Nu am reușit să mai mă adaptez. Și la far? Nu mi-e gând. Nimic. N-am mai avut... Păi nu știu dacă am mai dat 5 goluri după aceea.